La sate, ca și la oraș, localnicii au înțeles situația grea prin care trece întreaga omenire. Și aici, mulți dintre primarii olteni au luat exemplul marilor orașe, iar periodic dezinfectează fiecare stradă și uliță din localitate. Pentru edilul Florea Negrilă din Băbiciu, sănătatea locuitorilor este prioritară, iar în această perioadă a luat toate măsurile pentru ca cetățenii să fie protejați de noul coronavirus. Am achiziționat măști și mănuși de protecție pe care am mers funcționarii primăriei, ne-am organizat în echipe, care am mers în comună și am împărțit din casă în casă pentru toți locuitorii. Am de făcut dezinfecție stradală și pietonală și a tuturor locurilor publice cu hipoclorid de sodiu. Am achiziționat 1300 de kilograme de hipoclorid de sodiu și am făcut cu o firmă autorizată, cu o mașină specială pentru așa ceva. Am făcut deja două dezinfecții la interval de 10 zile. Cu substanțe biocide s-a acționat și pe domeniul public din localitatea Vișina. Aici fiecare uliță și zonă pietonală a fost dezinfectată de angajații primăriei. Am făcut dezinfecția stradală a localității, am achiziționat singuri motorizori, portal de tractor, substanțele pe care le-am administrat biocide, o face iarăși o altă dezinfecție. Suntem pregătiți la ora asta, avem substanțe pentru încă două rânduri de dezinfecție. De măști și mănuși au beneficiat gratuit și locuitorii comunei Redea. Măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului se vor desfășura pe întreaga perioadă a stării de urgență.